Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Dezvoltarea ta va continua într-o atmosferă favorabilă, iar impactul energiilor negative ale vărsătorului asupra ta va scade treptat, pentru ca norocul să-ți zâmbească din nou, va trebui să iei deciziile corecte. Misiunea ta în această lună este să nu te răzgândești atunci când există dificultăți, în loc să eviți problemele, încearcă să le rezolvi cât mai mult posibil. Cum? Pentru a face acest lucru, concentrează-te pe inițiative care îți vor aduce rezultate concrete. De asemenea, ține contă de sfaturile pe care le vei primi după 8 martie. Rămâi de partea înțelepciunii, chiar dacă nu-ți convine. Începând cu 7 martie, Încearcă să accepti criticile în adresa ta. Scopul acestora este să te ajute să te îmbunătățești. Dar din 21 martie, prietenii vin în ajutor. Dragoste. Dragostea ta este susținută de energiile berbecului, care vor transforma această sferă într-un vârtej de acțiune, călătorii și planuri. Viața este frumoasă. Începând cu 17 martie, Concentrează-ți atenția asupra sentimentelor tale și calmează-te. Acest lucru te va ajuta să eviți o perioadă de singurătate nedorită. Sfat, deși s-ar putea să nu fie pe gustul tău, adaugă un vârf de emoție la acțiunile și cuvintele tale. Nu este atât de greu, dar îți va oferi multe satisfacții emoționale. Sănătatea Gemenii trebuie să-și amintească că dependența nu a dus beneficii niciodată nimănui. Acestea includ nu numai fumatul și consumul de alcool, ci și nesocotirea față de propria sănătate, stresul și lipsa somnului, poate că ultimele două componente pot avea cel mai puternic impact asupra corpului tău în acest moment, pentru a minimiza impactul lor negativ, normalizează-ți programul de odihnă și de lucru. Îns-ți vei observa cum vei dormi mai bine și toate dificultățile din procesul de muncă vor fi lăsate în urmă. Nu va fi deprisos să faci sport, corpul tău își va exprima profunda recunoștință față de toate eforturile tale, mulțumindu-ți cu sănătate bună și bună stare excelentă. În perioada 16-18, fie extrem de atentă la condus și deplasări, acest lucru este la fel de adevărat pentru gemenii pietoni. Banii, martie va duce o muncă favorabilă pentru gemenii care lucrează în comerț, aici poți reuși mult mai mult decât în arte. În plus, făcându-ți propria afacere, vei putea alege orice direcție care îți place foarte mult. La începutul primăverii, gemenii ar trebui să se concentreze pe conexiunile cu oameni influenți, sprijinul lor în timp puțin va fi cheia succesului multor gemeni. Călătorile de afaceri planificate pentru martie prevestesc rezultate bune. Adevărat, a doua decada a lunii martie poate aduce tot felul de neînțelegeri. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot? Te aștept!